Salut lume, eu sunt Nevi și astăzi o să facem top 5 seriale pe 2020 văzute de mine pentru că nu le-am văzut pe absolut toate, unele chiar ar fi putut să intre în top pe care nu am apucat să le văd cum ar fi Defending, Jacob, I Know This Much, Strucam, astea două mă gândesc că poate ar fi intrat în top dar nu am apucat să le văd, așa că este un top personal, din nou lăsați-vă în secțiunea de comentarii topurile voastre de 5 seriale, 10 seriale sau câte vreți voi le puneți acolo și discutăm, poate sunt unele pe care eu nu le-am văzut și pentru voi ei, sunt de top și poate m-am gândit la ei, bă poate astea ar fi intrat în top și vă le văd la voi și poate mă faceți curios să le văd sincer pentru că momentan nu prea am la ce să mă uit decât la chestii mai vechi, mai din anii trecuți. Așa că fără să mai pierdem timpul înainte să intrăm în top, mai avem câteva mențiuni de făcut, cum ar fi Outsider de la începutul anului, un serial bazat pe cartea Outsider de la Stephen King, care mi-a plăcut destul de foarte mult pentru că mi-a ducea vibe de True Detective, îmi plăcea misterul și unde pot să zic că au dat -o puțin de gar și m-a scos de tot puțin din film, dar na, e clasic finalul lui Stephen King, e evident și finalul serialului care nu a fost cel mai strălucit, dar overall Outsider a fost pentru dacă avea 10 episoade undeva pentru 9 episoade a fost mișto de privit. Mai departe o altă mențiune este a care m-am gândit dacă s-o pun sau nu, dar dând la o parte anumite chestii, oricum o să las din în descriere la recenzii la absolut despre tot ce vorbesc în caz că nu ați apucat să le vedeți, dar o altă mențiune ar fi să Castlevania sezonul 3, pe care îl așteptam cu sufletul la gură, abia așteptam să-l văd și pot să zic că povestea lui Trevor mi-a plăcut, ce m-a tras în jos e povestea lui Alucard care mi s-a părut tot, tot momentul ăla care credeam că va duce undeva a dus în cu tot o altă direcție și mult mai neplăcută dacă l-ați văzut știți probabil la ce mă refer. Și overall mi s-a părut mai mult un sezon de setup pentru ce urmează să fie în sezonul 4. Sezonul 4 a fost anunțat oficial, așa că să sperăm la cei mai bine. Și o ultimă mențiune, tot o animație care mie mi-a plăcut foarte mult, dar nu era chiar de top, este Blood of Zeus, unde mi-a dat o poveste din mitologia greșească, care nu eram cel mai, să zicem, nu eram cel mai mare fan al mitologiei respective, dar nu știu, povestea, personaje, personajul principal, toată faza cu Zeus, cu ceilalți zei, a, a fost efectiv savuros de privit și extrem de R-rated, ceea ce cred că ne dorim ca în toți să fie R-rated de anumite producții. Așa că acestea au fost mențiunile mele și haideți să intrăm în top, dar mai întâi să-i dăm cu intro. În primul rând, toate cele 5 seriale, în afară de ultimele... 3 aș putea zice, celelalte două de pe locul 5 și locul 4 sunt foarte bune, doar că celelalte mi-au plăcut mie personal mai mult și poate au fost și puțin de tot mai bune, dar o toate serialele astea din punctul meu de vedere, dacă ar fi apărut fiecare separat într-un an ar fi urcat pe podium mai mult ca sigur, așa că pe locul 5 se află evident o producție de la Netflix pe care am văzut-o destul de recent cred că cel mai recent serial de pe Netflix pe care l-am văzut și anume The Queen's Gambit am zis tot ce se putea în recenzie, performanța actriței, mi-a plăcut povestea, mi-a plăcut, a avut sens personaje secundare, mi-a plăcut felul cum este filmat, colorizarea, suspansul, ideea atât de simplă, dar care a fost destul de interesantă și mai ales că sunt un mare fan al șahului, efectiv m-a uimit, m-a convins. Mi-a mi plăcut, a fost o surpriză și mă bucur că am apucat să-l văd. Tocmai de aceea Queen's Gambit se află pe locul 5. Pe locul 4, și o să fac un mix să dați subscribe pe The Boys. Aveți link în descriere, dați subscribe pe The Boys să ajungem la 100 de abonați pentru că pe locul 4 evident se află sezonul 2 din The Boys. Doamne, absolut savuros, aveam așteptări mari, trebuie să vă recunosc că am avut așteptări mari și mi le-am trecut. A fost absolut Fenomenal mi-a plăcut că s-a axat mai mult pe dezvoltarea personajelor dacă în primul sezon îi cunoaștem să ne familiarizăm cu personajele și cu subiectul și cu povestea. E bine în sezonul 2 continuă povestea dar în același timp se dezvoltă personaje la care nu te-ai fi așteptat adică Mother's Milk e dezvoltat foarte bine, Butcher e dezvoltat extrem de mișto și îl ador pe Carl Urban în rolul de Butcher și Homelander care a fost iarăși unul din, cred că la un moment dat o să facem un top 10 villain all the time și Homelander o să fie acolo cu siguranță pentru că efectiv he, is out of his mind, he's out of his character și abia aștept să văd ce o să mai fac în sezonul 3 pentru că simt că la un moment dat trebuie să așa, trebuie să explodeze la un moment dat Homelander, dar toate personajele mi-au plăcut, acțiunea, o adăugat și personaje noi, finalul n-a fost deloc tras de păr, adică a avut total sens să se întâmple în felul ăla. Foarte mișto, din nou, ending-ul, că ești foarte curios pentru sezonul 3, mai ales că au anunțat și că pe tipul din Supernatural o să fie aici și că o să joace un fel de Captain America și eram, u, uh, nice, adică... The Boys sezonul 2 a fost clar o surpriză de pe Amazonul, nu românesc, ci Amazonul Prime. Așa că vă, vă încurajez să vă uitați la The Boys, să citiți The Boys, eu asta am un plan anul ăsta, anul următor, neapărat vreau să citesc toate volumele din The Boys și haideți să trecem la podium, nu? Să vedem cine se află pe locul 3. Pe locul 3 iarăși un serial pe ultima 100 de metri. Multe seriale aparent au de pe ultima 100 de metri au intrat în topul acesta, dar aveam așteptări mari. De fapt, nici nu știam la ce mă puteam aștepta. Aveam pretenția să fie puțin mai bun decât primul sezon, pentru că vorbim despre Mandalorian sezonul 2, care efectiv a luat ce e mai bun din primul sezon și a amplificat, și pe lângă asta, mai a adăugat și cel mai mișto final pe care l-am primit într-un serial. E absolut genial. Acel twist și acel reveal de la final e, e efectiv perla serialului și, doamne, vizual arată mult mai bine. Adică au fost toate episoadele, mi-au plăcut până și. La un moment dat am simțit că unul dintre ele, parcă doiu, unul cu niște păianjeni foarte mult de gheață sau ceva de genul ăla, mi s-a părut că a fost de umplutură, dar vizual m-a rupt. De la primul sezon care avea câteva cadre wide shot, păi în sezonul 2 avem mult mai multe și sunt absolut superbe și arată atât de bine și Mandalorian și Baby Yoda, mi-a plăcut povestea lui și cu restul, s-a îmbinat foarte bine și nu știu, Mandalorian e, e, ca și structură, cu totul alt serial față de cu ce ne-am obișnuit noi să vedem și asta îmi place foarte mult și mă uimește fiecare dată și sper să nu o dea de gar niciodată și să, să țină mult Mandalorian pentru că merită, merită să-l urmăriți, pe asta găsiți pe Amazon românesc dacă nu aveți Disney Plus, by the way. Și acum, pe locul 2, aici iar a fost un debate foarte mare care efectiv ambele seriale și cel de pe locul 2 și cel de pe locul 1 mi-au plăcut extrem, dar extrem de tare. Doar că efectiv am să mă gândesc la care singurul criteriu pe care am avut a fost care m-am simțit mai bine să-l urmăresc, care m-am simțit foarte bine să-l urmăresc. Și tocmai de aceea, poate pentru surpriza multora dintre voi, pe locul 2 am ales să pun sezon sezonul 3 din Dark și nu doar sezonul 3, ci poate Dark în general. Dar sezonul 3 a trebuit să dau binge, am dat binge în perioada aia înainte să apară sezonul 3 să văd sezonul 1 și sezonul 2 să le revăd pentru că e probabil dacă ați văzut Dark știți foarte bine că este genul de serial care dacă nu, dacă treci o perioadă de timp poate nici un clip de pe YouTube în care îți explică ce s-a întâmplat în sezoane nu te ajută suficient. Dar sezonul 3 m-a uimit pentru că mi se părea din trailer un scenariu care o iau cu tot o altă direcție și mi se părea ok, cum o să mi pace toate astea într-un sezon și la un moment dat pe la episodul 5-6 aveam mici dubii, dar apoi bum, episodul 7 care ți explică foarte multe chestii și episodul 8 care are un ending mai mult decât, mult mai mult decât ok. Așa că, nu știu, am tot vorbit de Dark pe acest canal, e, e extrem de bun și extrem de provocator, tocmai de aceea că e extrem de provocator și pe alocuri te simți, efectiv, te simți puțin prost. Și fa serialul de pe locul 1 nu m-a făcut să mă simt prost, ăsta a fost singurul criteriu pentru care am pus dar pe 2. În rest, puteam la fel de bine să-l pun pe 1, doar că la serialul de pe locul 1, la care ajungem imediat, m-a făcut să mă simt foarte bine de la început până la sfârșit. Bun, locul 1. Locul 1, aici o să, vă, o să vă rog, o să vă încurajez să vă uitați la serialul acesta. Este scurt, este un sitcom, are două sezoane momentan, îl găsiți pe HBO GO, am tot lăudat

Sold out your dream to the world Stay dead, stay dead, stay dead You're dead and out of this world What We Do In The Shadows a, Sezonul 2 a apărut anul acesta Sezonul 1 a apărut anul trecut Dar eu l-am văzut sezonul 1 prin pandemie Atunci prin primăvară și sezonul 2 l-am văzut prin vară Când a apărut absolut genial Uitați-vă, o să vă las link în descriere Și la recenzia pentru filmul What We Do In The Shadows Din 2014, tot făcut de Taika Waititi Care e un fel de Vă familiarizați foarte bine cu ce înseamnă What We Do In The Shadows și plus că primiți, la un moment dat apare un personaj din film, apare în serial și nu aveți de unde să luați dacă n-ați văzut filmul. Dar What We Do In The Shadows, acest documentar să-i zicem despre cum trei vampiri locuiesc sub aceeași casă și au un slujitor și toate problemele prin care trec, care e absolut genial. Absolut genial, am râs cu poftă de fiecare dată, mi-amintesc cu poftă și mai revăd anumite scene cum ar fi primul episod din sezonul 1 sau episodul cu fucking Bloody Mary. Uitați-vă, sezonul 2, episodul 4, vă zic pe acum, atât de bine l-am tipărit în minte încât... Doamne, am, cred că a fost momentul în care a vrut cel mai tare și nu îmi venea să cred. Deci Taika Waititi pe parte de umor, pe parte de umor negru, e absolut genial și îmi place că a făcut What We Do, care filmul și a ieșit genial din punctul meu de vedere, a făcut cum să vă zic eu, a făcut sezonul 1 unde umorul a fost la cote înalte față de orice sit cum ați văzut. Nu mai ziceți că Friends este cel mai bun sit, nu mai ziceți de How I Met Your Mother, nu mai ziceți. Uitați-vă la What We Do In The Shadows și vorbim după aceea. Dar overall serialul ăsta e extrem, ex, dar extrem de amuzant și efectiv îmi pare rău că are decât două sezoane și abia aștept să apară sezonul 3 care este oficial anunțat că o să apară. Așa că din nou uitați-vă la What We Do In The Shadows neapărat. Credeți-mă, nu o să regretați și dacă regretați aștept părerea voastră în secțiunea de comentarii despre What We Do, dar vă, promit. Vă promit că serialul ăsta merită, efectiv merită. Deci când Nandor deschide acel mail, un mix și îi zice că You are now cursed. Bloody Mary is going to kill you. This is not a joke și el o ia pe bune când scrie acolo că nu este o glubă și el e Bă, it says... și o tipă zice acolo că poate își bate ceva de joc de noi. Hey, this is not a joke scrie aici, aici aici. To e absolut s-a Eu nu mai zic mai multe. Uitați-vă la What We Do In The Shadows și cam acesta a fost și topul meu 5 de seriale preferate pe care eu le consider foarte bune din 2020 și abia aștept să văd ce ne rezervă 2021 și din nou lăsați în secțiunea de comentarii topul vostru de seriale pentru că eu efectiv vreau să închid acest clip, să le editez și după să mă uit la What We Do In The Shadows. Da. Așa că până data viitoare, eu am fost Nevi și ne revedem când ne-om revedea. Pa!